Dumitru Dorin Prunariu, născut în Brașov la 27 septembrie 1952, este întâiul cosmonaut român care a devenit primul și singurul român ce a zburat vreodată în cosmos. 7 zile, 20 de ore și 42 de minute a durat zborul începând din 14 mai 1981. Inginerul cosmonaut român a efectuat la bordul stației orbitale Salyut 6 22 de experimente științifice împreună cu Leonid Popov, celălalt component al echipajului navetei Soyuz 40, majoritatea acestor experimente fiind de concepție românească. Întreaga misiune sovieto-română a făcut parte din programul spațial Intercosmos. Cu capul în nori și picioarele pe pământ însă, Dumitru Prunariu a fost de copil încă de când activa în cadrul cercului de aeromodelism al Casei Pionierilor din Brașov. Dragostea pentru construcții aeronautice mi-a transmis-o profesorul de la Casa Pionierilor pe care l-am avut, profesorul Buta Bucur. Trește pe strada Minervei în cartierul Astra. Ne mai vedem din când în când. Este la o vârstă venerabilă, dar încă foarte activ. El practic ne-a învățat cum să decupăm și să croim baghetele, hârtia de împânzit, aeromodele și cum să scoatem un aparat care zboară. Între timp, Dumitru Prunariu a devenit inginer aeronautic și în perioada 1978-1981 urmează o pregătire de specialitate în calitate de candidat cosmonaut la Centrul de Pregătire a Cosmonauților Yuri Gagarin. Apoi, la 14 mai 81, împreună cu Leonid Popov, alcătuia echipa rachetei Soyuz 40, petrecea în cosmos cele aproape 8 zile, timp în care au avut loc și manevrele de cuplare la complexul orbital Salyut 6 Soyuz T4. Despre modul în care a fost primit de personalul complexului orbital, Dumitru Prunariu își amintește. Iată-ne aici, pe toți parul, ca într-o fotografie de sfârșit de an școlar. În stânga jos se află Dârzu Covalion, veteran al cosmosului, comandant în două expediții de lungă durată. Jos în dreapta, eu. În dreapta sus se află Savinăh, inginerul de bord al acestei expediții, iar lângă el sus se află Lune, grijuliul Leonid Popov. Suntem primiți cu plumbă și sare, obicei umelesc străvechi. Pâinea sunt în formă de bucățele mici, cu o lițitură, iar sarea are forma unei pilule, care acum plutește fără greutate. Celebrul cosmonaut avea să afirme mai târziu, cu prilejul unei vizite făcute la Pitești, că marea realizare românească, care l-a făcut să devină cel de-al 103-lea cosmonaut al lumii, nu trebuie neapărat pusă în dreptul realizărilor epocii comuniste, ci doar apreciată ca un succes al științei și tehnicii românești din acea vreme. Este adevărat, România a fost al 11-lea stat, incluzând SUA și Uniunea Sovietică atunci, care a avut cosmonaut propriu, iar eu l-am fost al 103-lea din lume. Trebuia să mă închid undeva și să spun, e perioada comunistă, să nu ne lăudăm acum. Aceea a fost perioada istorică în care am trecut și s-au promovat valorile românești în perioadele istorice în care am trecut. Dintre meritele și distințiile primite, din partea celor două state participante la misiunea Intercosmos, un gest este aparte. Lui Dumitru Prunariu îi se dedică în 2010 de către compozitorul și muzicianul rock Doru Istudor piesa Călătorul prin spațiu.